S-au supărat în săptămâna patimilor. Este vorba de politicienii locali care fac parte din USL. Liberalii gorjeni spun că nu înțeleg atitudinea socialdemocraților, deși inițial împreună cu liderii PSD Gorj s-au luat decizii cu privire la aplicarea protocolului la nivel județean, care acum nu se mai respectă. Cele 37-33 de primării cu Partidul Social Democrat, cu domnul Cârciumaru, inițial a fost o discuție de principiu, după aceea am purtat o discuție hotărătoare cu domnul Cârciumaru și domnul Călinoiu, la domnul Călinoiu în birou, am mers la București, domnul Ponta a fost informat, am discutat cu dânsul, a fost informat de această înțelegere. Deputatul PSD de Gorj, Vasile Popeangă, spune că săptămâna viitoare va fi cu siguranță o întâlnire între cele trei formațiuni politice care alcătuiesc USL, iar lucrurile se vor lămuri. E o declarație care semnalează necesitatea întâlnirii USL-ului la nivel de Gorj și eu sunt absolut convins că săptămâna viitoare ne vom întâlni și vom clarifica toate problemele care sunt acum în discuție într-un fel sau altul. Liderul liberalilor gorjeni, Dian Popescu, a mai precizat că dacă situația din USL va rămâne la fel ca și până acum, la Gorj nu se va mai merge pe USL total, ci doar pe protocolul semnat la București. Se ceară ruperea USL total și atunci vom respecta liniile protocolului general, liniile protocolului mare, în care vom susține USL la Consiliul Județean și Primăria Reședință de Județ și vom pune candidați în toate cele 70 de localități ale județului, fără nicio colaborare cu Partidul Social Democrat, numai Partidul Național Liberal și Partidul Conservator. Președinții PSD Gorj, Ion Călinoiu și Florin Cârciumaru au declarat că se abțin de la orice fel de declarații politice în această săptămână. Deocamdată, protocolul USL stagnează la nivelul județului Gorj în 62 de localități din cele 70, fiind suspendată semnarea acestuia.